Domnului la spitalul ăsta, de unde ca un plan. La policlinica aia particulară, uite că nu pot să zic. Euromedica. Și am vorbit cu fratele Cornea și zic, frate, să mă ajuți în rugăciune, uite, e o problemă foarte mare. Nevasta e bolnavă, paralizată, completă. O fost la Boș și acum e pregătită pentru Cluj. Zic și uite, de 7 luni imobilizată la 4,5 metri nu poate face în față. Nici în spate. Oricare din dreapta, oricare din stânga. Zic, eu am mai auzit de paralizie, pe dreapta sau pe stânga, cu o cremă sculat pornii la cap. Dar ceva total, ambele picioare, ambele mâini, piept extraordinar. Că acum, de 2 luni, Domnul se atinge de ea și o pune pe picioare și merge la adunare și laudă numele Domnului. Și chiar i-am dus-o cu, adică un cadru din ăsta. Și cadrul i-a rămas acolo ca mărturie și ea merge. Face poate nu se debazez pe numele lui Dumnezeu, mărită pe Domnul. Și aceste lucruri am vorbit cu fratele Cornea acolo pe bancă, că m-am umplut de bucurie. Zic, frate Cornea, uite cum a lucrat Dumnezeu, ca aceeași soră, aceeași femeie. Zic, a început Domnul să intre în acțiune și în lucrare, să o vindece mărită pe Domnul și merge pe picioare. Uite minunile ce le face Dumnezeu.